Salutare tuturor, aici cu voi Just Eagle și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm GTA 5 online cu misiunea lui Gerald, cele noi. O să facem last play, sper să nu fie last play de tot pe GTA, adică să nu mai ne bage alte misiuni și să trecem la următorul pas. Hai să deschidem online, jobs, play jobs, Rockstar Created. O să găsiți la mine pe serie toate misiunile last job în solo session, adică să le face singur, fără un ajutor. Și cât se dă payment-ul. Avem aici last play, deci le-am făcut pe astea 4 care o să fie pe canal. O să facem go figur, adică o să mergem să luăm nu știu ce dealer sau ceva de genul. Și pe urmă o să mai avem încă una, ultimul mit. Hai să vedem cum arată misiunea asta și cum se prezintă plata, când ne dă, ce râpă primim și ce beneficii avem în monetar. O să dăm tot la fel pe hard. Mage Close, got o figură. Care figură? Nu știu. Dar o să vedem. O să ne spună acum nenea Gerald ce trebuie să facem, cum trebuie să facem. Hai să vedem. Trebuie să mergem la micul suflet, ceva de genul. Un kilometru și ceva. Nu e o distanță foarte mare. Poate se răzgândește Gerald și o să ne dea o altă distanță. Dar până atunci mergem acolo. Din misiunile astea 6, din câte am observat, puteți să faceți cam 150.000 de dolari, cam așa. Eu astăzi, de exemplu, am filmat vreo 3 episoade cu acest al patrulea, am 88.000 de dolari în afara băncii. Misiunea asta cu Duba. Deci eu cunosc scârba asta de locație. Trebuie să o luați pe aici, pe jos. Și mai am ca sigur în locația asta. Dacă nu e aici, o găsim în zona cealaltă. Mi-a spus Gerald că pot să fiu și sneaky. Așa că o să fiu sneaky. Mie îmi place să fiu sneaky. Faza dubioasă e unde o fi Duba. O fi parcat aici? Ia să vedem ce ne-a spus nouă Gerald. Deci aici nu găsim nicio dubiță. Bun. Intrăm mai în interior. Dar aici nu e nimic. Sau... Nu mi se pare așa grea pentru un hard mission. I-am eliminat pe toți cam, nu știu cum să spun, cam ușor.
Îmi spune să iau Duba. Ok. Poate începe scandalul de aici. Trebuie să mă duc în Vinewood Studio. Am viață. Deci dacă am viață la Duba, e clar ceva pute. O să fie ceva greu, ceva complicat. O să vedem acum, după ce ieșim din tunel. Momentan nimic, e liniște. Avem un NPC acolo. Nu prea cred că mi-ar face bătăi de cap. Faza e că figurina de acțiune eu știam unde e. Pentru că i-am făcut figurinele de acțiune. HP. Una, două, mamă, câte figurine de acțiune am de luat. Nu, 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 nu! Mamă, ce era să mă duc! Trei. Trebuie numărul 4. Aici nu-i nimic. Vă văd pe a 5-a. Vă văd pe a 6-a. Bun. Interesant. A, uite, avem aici o locație. Vă dați seama cum ar fi misiunea asta în 4, cât de ușor ar fi? N-am companie, ceea ce e ok.
Bă, aici nebun, am băgat eu toate figurinele aici. Hai să mergem la locație, vedem dacă asta e misiunea. Sau poate mai trebuie să continuăm cu ceva. Teoretic, acum o să trească să vină tot felul de NPC-uri, dar după cum așteptam. Și sunt NPC-uri dintre astea scârboase. Hai că n-a fost rău. Da, NPC-urile astea un pic cam răutăcioase. Un pic, nu foarte, văd că vin multe, deci ai putea să faci un lupu farm. Haide, sufletul meu. Ne-am cam luat-o pe țeapă acolo. Dar teoretic nu știu ce trebuie să mă duc fără cu Duba până aici, chiar dacă Duba moare. Oare în The Mission Failed? There's no misunderstanding, so don't waste your breath, bitch. I look around and say, what's happened to my beautiful vine? Listen, if you ever talk to him again. Hola, que Dios la bendiga. So glad to finally have a day off. Que pendejada. ¿Cómo está? Au. Ce fani a fost asta? Trebuie să se vadă ceva licărin. Bun, văd aici una.
Poate ceva pe aici am ratat. Nu, n-am ratat nimic. Ia că am tras. Bă, cam aici o zonă de urcare, bun. Nu știu dacă mi-a explodat aia. Mai trebuie două figurini. Nimic pe aici. Există vreo zonă unde mă pot urca? Nu. Sau da. Bun, deci aici nu e nimic. Băi, dar ce greu e să găsim astea, mă. O să urc pe zona asta. Și am să văd unde ar trebui să mai fie două. Da, iar am căzut. Fii mi-ar milă. Uite una aici. Bun, și mai trebuie încă una. Cred că... Ia vedem, m-am blocat aici. M-am buguigat. Sop. Cred că aici ar mai fi încă una. Pup, 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 au venit iar NPC-urile pe capul nostru. Nimic. Mai mult ca sigur, figurina e aici sus pe clădirea asta prima. Ia să mă urc eu până sus de tot, să văd ce e acolo.
Nu, 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 nu. Ah. E absolutamente nimic. Pe aici? Nimic. Nimic. Să vedem prin zona asta că e ceva pitit. Urâtă misiune, că nu prea cunoști locațiile. Sircearea și nimic. Aici nu e nimic. Nu prea pot să-mi dau seama unde ar fi. Mă uiți pe aici. Iau toată zona la puricat. Mai ești nebun? Pe aici nu-i nimic. Nimic nici înăuntru. Deci teoretic am verificat toată zona stângă și nimic. Ia vezi, mă. Pe bune. Pe bune. Deci atât de pitită. Sunt curios că tot da. La misiunea asta, ținând cont că ai de căutat 6 cu 6, mai mult de 6, cam peste 12 minifigurine, așa, plus o dubă, plus duba care trebuie să o iei în caz că se strică, vă că ți se dă acces. Dar nu știu de ce mi s-a dat acces strigând duba. Misiunea asta, încât te observ, durează cam un sfert de oră, cam așa. Un pic cam mult, dacă nu-mi dă măcar 30k. Nu știu, mi se va părea dubios. Trebuie să iau vanul de jos. Mă duc acum. Pe bune, teoretic mă pune să-i fur iar vanul. Dacă s-a stricat. A, nu, aici ți se dă mașina înapoi, ceea ce e ok în caz că ți se strică.
Trebuie să mergem la apartamentul lui Gerald să-i ducem toate scovergile astea. Dacă nu dă 40.000 de dolari la misiunea asta, eu sincer nu o recomand. Și când o să fie 1x, adică când o să dea 20.000, tot la fel nu o recomand. Mi se pare prea multă bătaie de cap pentru un singur. Într-adevăr, dacă ar fi mai mulți, ar fi mult mai rapid de făcut misiunea. Dar din câte știu eu pe GTA, cu cât faci misiune mai repede, cu atâta primești mai puțin bănuți. Hai să vedem cât îmi dă. Îmi dă un bonus de 2000 de rupă, am văzut. Și oferă 36.000 de dolari cu, cred că, un 6.000 de RP. Nu, 7.000 de RP. Cu voi a fost Just Eagle. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim la episodul următor. Pa, pa!